Trebuie să cobor și eu și să vă spun un verset, două versete de fapt, iubite și un îndemn pentru anul care urmează. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu mă las cum vă dă lumea, să-mi vise tulbure inima și să nu se înspăimânte. Nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu zic în ajutor, cu dreapta mea biruitoare. Aș dori să citim cu toții, Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Pentru anul care urmează, aș dori să vă încurajez printr-un mesaj scurt în privința oricărei lucrări care se face în biserică. Aș vrea să vă încurajez că nu doar cine se înfață face o lucrare în biserică. Nu doar cine cântă, cine vorbește sau cine, eu știu, ia cuvântul. În biserică, în Noul Testament spune despre o fetiță care cosea niște haine, Dorca, da? Dar făcea o lucrare în biserică. Sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră aveți o credințare din partea Dumnezeu și aveți un lucru de făcut. Mergeți după ceea ce Dumnezeu v-a dat, nu căutați să faceți altceva care nu vi se potrivește și care Dumnezeu nu v-a pus. Fiecare să facă, dar Dumnezeu nu privește la fața omului, ci la inima omului. Tot ceea ce faceți, să-L slăvească pe Iisus Hristos ca Domn în viață, în inimă și în biserică. Amin. Aș dori ca să îi mulțumim Domnului pentru ceea ce ne-a dorit anul acesta. Și dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba se plutește cele ce urmechează. Aș dori ca cu toții să îi fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru sănătate, pentru puterea de muncă, pentru realizările mai mici sau mai mari din anul acesta. Pentru că e adevărat, întotdeauna ne dorim mai mult. Dar când Dumnezeu dă binecuvântare, și puținul acela este suficient și chiar dă pe deasupra, spune psalmistul. Cine se îngrijește de